cum am ajuns acolo, domnul Chiuceanu. RMN-ul care nu e folosit. Pe proiectul acela de imagistică... Ce trebuie să înțelegeți este că proiectul, deci centrul VASIC este un centru de cercetare. Nu este o secție a spitalului care să găzduiască bolnavi. În VASIC există o serie de aparatură care este destinată cercetării. În cadrul centrului de cercetare se desfășoară niște programe de cercetare. Sună frumos, domnul Chiuceanu. Da, și se desfășoară. Și activitatea în centru este destul de intensă, să știți. Mai ales în domeniul imagistic, unde avem aparatură de vârf, activitatea este destul de intensă. Am dus și un bilanț al activității pe care l-am rugat pe doctorul Manițiu să-l facă, dacă veți, și dau, pentru că l-am primit Consiliul Județean, și dacă l-ați primit, volumul de activitate. Toată aparatura de acolo este autorizată și este pusă în funcție. Pentru RMN, tot personalul secției de radiologie a fost trainuit. Deci, practic, au fost două ședințe, două sesiuni de training, atât pentru medicii din secție, care au competență în RMN. Deci nu orice radiolog are voie să facă RMN. Păi nici nu aveți mulți. Ba da, sunt în spital. Îi vedeți pe listă la Polisan. Toți cei care au încercat la Polisan au competență, plus o parte care nu fac RMN în momentul ăsta, care au competența, dar nu fac RMN nicăieri. Toți care au competență în RMN au fost trainuiți, inclusiv asistentele care să deservească aparatul, deci separat de medic, trebuie să fie și o asistentă calificată să poziționeze bolnavul, să fixeze. Deci trainingul l-a făcut tot personalul printr-o decizie a managerului. În momentul acesta, niciun radiolog nu lucrează în centrul de cercetare, pentru că în momentul în care pleacă din radiologie, își pierde sporul de radiologie și își pierde o parte însemnată din venit. Și niciunul dintre ei nu a dorit să se mute dintre cei care au competența în RMN să facă. Motiv pentru care, în cadrul posturilor nou create, în cadrul centrului de cercetare, deci atunci când s-a depus proiectul, unul dintre angajamentele sau unul dintre criteriile de calificare și de muncă au fost să creăm 18, dacă nu așa avem mai 18 poziții noi de locuri de muncă nou create, deci nu să transferăm un an în spital. Unul dintre posturi este cel de radiolog, care a scos la concurs. La momentul ăsta, concursul e în derulare, avem din fericire și un candidat înscris care are toate abilitățile să lucreze pe RMN. Și în momentul în care se va finaliza concursul, noi sperăm să se înscrie mai multe lume, să avem o concurență reală. Unul e înscris deja. Deci unul are dosarul de curs. Probabil că spre sfârșitul lunii o să avem concursul desfășurat și o să avem un om care să lucrească pe RMN. RMN-ul va fi tot în sistemul de cercetare, unde RMN-ul doar... este gândit sistemul de cercetare. Noi am făcut demersurile la Alba Iulia, care este centrul regional care gestionează proiectul. Și toată documentația aparaturii din centrul de... Am primit acceptul lor să putem să facem contract cu Casa de Asigurări pentru dotarea cu care avem un centru de cercetare. Și o parte din activitate o să fie contractată. Deci, absolut toate. Există un scor pe care îl primește fiecare aparat în funcție de performanță, de vechime, de ce oferă ca și facilități, fiecare aparat primește un punctaj și în funcție de punctajul ăsta o să putem să-l contractăm cu casa. Avem acceptul atât al casei de asigurări, cât și acceptul celor de la ALBA să facem un contract cu casa, care va fi un contract limitat. Deci parte din activitatea centrului va fi în regim de contract cu casa pentru bolnavii spitalului și pentru bolnavii care se adresează în regim de consultație cu casa de asigurări să asigure finanțarea centrului. Adică finanțarea activității centrului. În momentul ăsta, centrul finanțat de spital.